La sediul Consiliului Județean Călăraș s-a semnat contractul de proiectare și execuție lucrări pentru portul turistic de Agrement. Proiectul Dezvoltare turistică a brațului Borcea Călăraș Port turistic de Agrement este un proiect al Consiliului Județean Călăraș aprobat la finanțare prin Ministerul Turismului. Valoarea totală a proiectului este de peste 86.500.000 de lei cu TVA inclus, conform contractului de finanțare, din care valoarea contractată pentru proiectare și execuție lucrări este de peste 64 de milioane de lei fără TVA. În urma implementării acestui proiect, se estimează creșterea zonei din punct de vedere turistic și acoperirea necesității în zonă a unui port în funcție de numărul de embarcațiuni înregistrate. Termenul de finalizare a lucrărilor este de 28 de luni. Ieri am semnat un contract de prestație de serviciu pentru construirea port de embarcațiuni mici la Călăraș. E vorba de un contract de finanțare semnat de Ministerul Turismului în valoare de 18 milioane de euro. Constructorul a fost declarat câștigător, iar acum suntem între puținele investiții pe care Ministerul Turismului le desfășoară în România și avem acest obiectiv la Călăraș pe care Ministerul Turismului va finanța. Ce aș putea să spun despre el? Spun că încercăm pe tot ce înseamnă zona din spate de la restaurantul Sălcii să modernizăm și să arătăm și noi ca un oraș european, un oraș care se preocupă de bunăstarea cetățenilor și a celor care vor tranzita Călărașul, care vor dori să-și ierneze vărcile în municipiul Călăraș. Ce societate a câștigat proiectul pentru portul turistic și cum preconizați că vor începe lucrările? Sece Coral, o societate din Tulcea, care a experimentat în consolidarea malurilor, contractul e pe 36 de luni, așa prevede legea, dar cred că prin experiența și văzând câte lucrări similare ca ale noastre au mai terminat, cred că în 2 ani de zile noi avem finalizat contractul și cred că lucrările vor începe din martie.